Prima întrebare e legată de România și de performanțele ei în UE. Cum vi se pare până acum absorbția fondurilor structurale și de coeziune? Până acum avem 38% cheltuieli efectuate. Chiar dacă e un progres în acest ultim an, adică a început mai greu, după care lucrurile s-au mai ameliorat, în continuare rămâne cea mai scăzută absorpție și e păcat pentru că România ratează o oportunitate de a folosi aceste fonduri pentru investițiile de care avem nevoie. Cred că, în primul rând, e vorba atât de capacitatea administrativă, cât și de pregătirea, să spun, abordării strategice a argumentelor folosirea acestor fonduri. Sper ca măcar această experiență, așa cum a fost, să fie folosită în mod pozitiv pentru următoarea perioadă bugetară. Spuneți într-un interviu recent pentru cursdeguvernare.ro că vi se pare important pentru lunile următoare ca noul acord de parteneriat dintre România și Bruxelles să fie asimilat de instituțiile din România și de beneficiarii fondurilor europene. Cum simțiți pulsul în aceste instituții românești? Sunt ele pregătite să facă un pas înainte din punct de vedere calitativ? Cel puțin experiența practică acum ar trebui să existe pentru că România a trecut, instituțiile care se ocupă de fondurile europene din România au trecut prin mai multe perioade dificile, ceea ce a dus la o creștere a gradului de exigență și din partea Comisiei Europene vis-a-vis de activitatea acestor instituții. Deci, în mod normal, aceste instituții ar trebui să fie de data asta pregătite, să știe la ce să se aștepte pentru pregătirea implementării următoarei perioade bugetare. Atât timp cât nici nu au fost schimbări semnificative în modul de organizare a gestionării fondurilor europene, în mod normal ar trebui ca lucrurile să curgă mai firesc și mai eficient. Este oricum momentul cheie anul următor, pentru că încă mai avem de finalizat implementarea proiectelor deja începute și unde cu siguranță autoritățile din România vor încerca să accelereze gradul de absorție, deci finalizarea unor proiecte, dar în paralel trebuie pregătită și implementarea noului acord pentru a evita această întârziere datorită concentrării atenției pe finalizarea perioadei bugetare trecute. Vorbesc de proiectele deja începute, cele din actuala perioadă bugetară. Mi se pare absorpția la PNRR e de 70%, în jur de 70% acum, dar ea pare că stagnează de la începutul anului. De ce? Ce se Deci, întâmplă acolo? până acum, absorpția a fost bună, în sensul că s-au evitat riscul de dezangajări. În momentul de față, România, la dezvoltare rurală, este undeva în jumătatea de jos a absorției, a gradului de absorție. Deci, chiar dacă, comparativ cu fondurile structurale în România, pe dezvoltare rurală, absorția e mai bună, dacă ne comparăm cu celelalte state membre, pe Tot dezvoltare jos. rurală, nu este ultima, dar este undeva jos și există un risc. Pentru că am înțeles de la Ministerul Agriculturii că foarte multe proiecte care au fost în principiu selectate, contractele nu vor fi executate pentru că proiectele nu sunt bancabile. Sau oricum, ceea ce băncile considerau în urmă cu câteva luni ca fiind bancabile pentru că au dat scrisori de garantare pentru a putea participa la selecție aceste proiecte. Acum băncile nu mai sunt dispuse să financeze aceste proiecte și deci există un risc de încetinire al executării proiectelor și deci al Așa s-ar plăților. putea atunci explica această stagnare a absorției pe PNRR de la începutul anului până acum. La cum arată cifrele oficiale? Da, este vorba despre acest lucru. Am avut o discuție în urmă cu câteva zile, ultima dată când am fost în vizită în România cu domnul ministru și cu echipa dânsului, despre cum putem face ca să evităm un astfel de risc care este real de data aceasta pentru anul viitor. Dar de ce se întâmplă? Cum explicați acest comportament al băncilor? În urmă cu jumătate de an, să spunem, au dat o scrisoare de garanții bancare, dar acum refuză să financeze proiectele. Nu Ce s-a știu întâmplat? cu câtă seriozitate a fost privit acordarea acelei scrisori de garantare. Dacă ea a fost acordată și proiectul, din câte înțeleg, fără să se fi modificat proiectele foarte mult în substanță, de data aceasta băncile consideră că ele nu mai sunt bancabile. Cred că pe viitor aici sunt niște lucruri care trebuie clarificate și unde și instituțiile publice, Ministerul Agriculturii, ar putea juca un rol activ de clarificare a poziției băncilor, eventual de mai multă transparență în modul de selecție a acestor proiecte, pentru ca băncile, în momentul în care dau scrisorile de garantare, să aibă toate elementele și să nu există această surpriză neplăcută, care, dincolo de poziția în care este pus beneficiarul care a avut o scrisoare de
garantare, iată, pune în pericol absorpția și de data aceasta Ministerul împreună cu Comisia va trebui să găsim soluții pentru a evita pierderea fondurilor atât timp cât proiecte există. Iarăși foarte important în această discuție despre PNRR, ce nivel au corecțiile financiare? Pentru PNRR, din câte știu, România nu este în momentul de față printre statele membre cu grad de corecții financiare foarte ridicat. Au fost niște probleme pe măsura de investiții în infrastructură, pe măsura de investiții în servicii în agricultură, unde au existat anumite riscuri ridicate de audit, dar sunt corecții financiare normale care sunt aplicate. Deci nu e nimic ieșit din normă. Nu e. Comparativ cu alte state membre, nu este ieșit din normă. Sigur, e important sau util ar fi să ajungem la un grad de corecție financiară zero. Adică să nu trebuiască să fie dat bani înapoi. Dar au fost situații care au venit și din trecut, în sensul că atât cât procedurile nu erau suficient de clare sau criteriile de eligibilitate, de selecție, nu erau suficient de clare, s-a lăsat marjă unor interpretări și auditurile care au fost făcute au identificat anumite slăbiciuni care, sigur, prima dată se traduc prin corecții financiare. Dar ce se va întâmpla cu aceste corecții, având în vedere că ne apropiem de sfârșitul perioadei de programare, sunt riscul să pierdem acești bani? Păi, sigur, corecțiile, acolo unde ele se aplică, înseamnă că există în spate argumente. Corecțiile se aplică, după care autoritățile naționale, sigur că trebuie să recupereze aceste fonduri. Nu are nicio legătură cu decurgerea normală a implementării programului. Ca să rămânem la actualul exercițiu bugetar, cum vedeți tăierea de 1 miliard de euro de la bugetul național pentru proiecte europene făcută în acest an de Guvernul României? Reflectă o absorpție sub programare, o lipsă de voință în absorpția fondurilor europene, o schimbare de priorități? Cum o vedeți dumneavoastră? Deci n-am toate elementele ca să pot să judec această decizie, adică n-am toate elementele legate de disponibilitățile bugetare la Ministerul Fondurilor Europene sau celelalte ministere care gestionează fonduri. Oricum, cred că și e și interesul României și a Guvernului României de a crește gradul de absorție și nu cred că printr-o astfel de, sau că s-ar lua o astfel de decizie care să afecteze gradul de absorție. Probabil că sunt calculele care au fost făcute legate de cât se poate absorbi efectiv, dar nu am elementele acestea ca să pot să fie. În ce privește viitorul, viitoarea programare UE, ați făcut observații dumneavoastră la DG Agri pe noul PNRR 2014-2020. Care sunt cele mai importante ajustări care trebuie făcute? Aș spune, în primul rând, observațiile făcute de Comisia Europeană legate de programul de dezvoltare rurală în România vizează mai ales gradul de acoperire al numărului de beneficiari potențial prin acest program. Sigur că România are ca obiectiv să se concentreze pe fermele care produc pentru piață și cu un anumit nivel de performanță, dar dacă s-ar fi aplicat criteriile așa cum erau inițial propuse, riscam să lăsăm în afară 90 și ceva la sută din beneficiarii potențiali, adică din cei care au terenuri agricole sau care fac producția agricolă, chiar dacă ea este de subsistență, semi-subsistență. Și atunci am cerut Ministerul Agriculturii să revadă anumite măsuri pentru ca chiar și fermele mai mici, care doresc să se orienteze spre piață, să aibă posibilitatea să o facă, chiar dacă respectăm întru totul obiectivul de a comasa fermele și de a orienta fondurile spre ferme cu potențial de performanță. Dar e important să dăm o șansă și celor care încă doresc să treacă din semi-subsistență în producție de piață. Și un al doilea element important pentru Comisia Europeană este să folosim toate pârghiile de simplificare a implementării programului de dezvoltare rurală, folosirea costurilor standard, a evaluărilor a prețurilor medii pentru a evita, pentru a scurta cât mai mult procedurile de selecție și pentru a reduce cât mai mult birocrația. Erau în forma inițială a PNRR-ului, aceste proceduri erau mai birocratizate, să spunem, și ați simțit nevoia unei simplificări a lor?
Adică sunt câteva posibilități de simplificare, vă spuneam, prin utilizarea costurilor standard sau prețurilor de referință pentru a evita de fiecare dată trei oferte, chiar dacă de multe ori știm că sunt trei oferte formale pentru că omul s-a înțeles deja cu un anumit potențial furnizor. Am introdus în noul regulament european posibilitatea de a folosi pentru cât mai multe măsuri aceste elemente de simplificare, claritate la formularea criteriilor de selecție și de eligibilitate ca să evităm interpretările care pot să apară și care pot să ducă la confuzii și deci la complexificare birocratică. Și am cerut ca aceste elemente de simplificare să fie aplicate la mai multe măsuri, nu doar la unele. Programul propunea, de exemplu, costuri standard doar pentru subprogramul pe pomicultură. Am înțeles că Ministerul are în vedere să lărgească aceste posibilități și deci sunt câteva elemente, nu le-aș spune de detaliu, dar oricum care nu schimbă fundamental structura strategică, orientarea strategică a programului de dezvoltare, așa cum a fost prezentat de România, însă care aduce anumite îmbunătățiri, ameliorări în sensul facilitării implementării lor și a clarificării. Cele două observații majore pe care le-ați menționat îmi aduc aminte de poziția dumneavoastră pe care a susținut-o tot timpul atunci când ați realizat reforma politicii agricole comune. Și anume, atenție pentru fermele mai mici în încercarea lor de a intra pe piață și doi, simplificare. Vorbind de această reformă, pentru că veți rămâne ca omul care a făcut reforma politicii agricole comune, care e cel mai important lucru pe care credeți că ați reușit să-l schimbați prin această reformă la nivel comunitar? Sunt câteva lucruri. Aș zice două, trei lucruri pe care le-aș Dar cele care, enumera. Care credeți dumneavoastră că au schimbat fundamental modul în care se face agricultură în UE până la urmă? În primul rând, faptul că în abordarea reformei am luat în considerare diversitatea agriculturilor din Uniunea Europeană. Nu se mai merge pe un model dominant de a face agricultură, urmând să ajustăm soluții adaptate pentru celelalte modele agricole la marjă, ci am mers pe ideea că nu există un model dominant sau că nu acceptăm ideea unui model dominant la care trebuie să se alinieze toată lumea, ci că luăm în considerare diversitatea agriculturilor din Uniunea Europeană, atât ferme mici cât și ferme mari, atât zone defavorizate cât și zone cu condiții mai favorabile. Fiecare model de agricultură trebuie să se regăsească potențial în instrumentele politicii agricole comune pentru a-și putea pune în valoare fiecare model potențialul pe care îl are. Pentru că chiar și în zone defavorizate e important să menținem agricultura și nu să ne concentrăm doar în zonele cele mai productive. Deci această diversitate a agriculturilor europene este recunoscută principial în politica agricolă comună și am adaptat instrumentele politicii agricole comune în consecință. Al doilea element este cel al dezvoltării unei competitivități durabile a agriculturii europene. Adică nu mai mergem doar pe competitivitate preț-costuri de producție, ci o competitivitate care să integreze și faptul că în agricultură folosim resurse naturale regenerabile potențial, dar care sunt regenerabile doar dacă aplicăm anumite practici agricole. Și atunci am incitat agricultorii, am stimulat acele practici agricole care duc la o regenerare a fertilității solului, menținerea biodiversității și așa mai departe, pe care le integrăm, sau obiectivul este să le integrăm în gândirea economică a agricultorului. Și un al treilea element care mi se pare important este că nu mai lăsăm să se înțeleagă că politica agricolă comună este doar a agricultorilor sau că interesează și vizează doar agricultorii. Prin faptul că am organizat o dezbatere publică înainte de a lansa reforma și că am implicat societatea civilă, organizații neguvernamentale alături de structurile profesionale agricole în negociere privind reforma, am dat clar semnalul că politica agricolă comună este o politică publică și folosește bani publici și, în consecință, rezultatele ei trebuie să fie transparente și perceptibile pentru întreaga societate, pentru ca societatea în continuare să accepte să susțină agricultura europeană. O să ne întoarcem, o să ajungem ceva mai târziu la discuția despre societatea civilă, atunci când vom aborda subiectul acordului transatlantic care se negociază acum de Comisia Europeană și, și America. Dar până atunci aș vrea să vă întreb în legătură cu un reproș care se aduce, nu neapărat dumneavoastră, dar Bruxellesului, Comisiei Europene, să spunem, de către fermierii români, acela că decalajul dintre subvenția pe care o primesc ei și subvenția pe care o primesc colegilor din vechile state membre e în continuare destul de mare, ceea ce le creează, în mod evident, fermierilor români probleme de competitivitate. Pentru
pentru că la această diferență de subvenție se mai adaugă și ceea ce menționați mai devreme, tratamentul băncilor, care nu e la fel de caperoate, să spunem, ca în Franța sau în Germania, unde există zeci de ani de experiență. Care sunt soluțiile pentru reducerea acestui decalaj de competitivitate între fermierii români și fermierii din străinătate? În primul rând, aici, legat de reforma politicii agricole comune și de reducerea decalajelor, eu sunt întru totul de acord cu aceste observații și propunerea mea inițială de reformă mergea la a aduce toți agricultorii europeni minim la media europeană a plăților directe. Dat fiind faptul că s-a negociat reforma politicii agricole comune în paralel cu bugetul multianual, datorită resurselor bugetare limitate, nu s-a putut merge mai departe. Chiar și în aceste condiții se întâmplă pentru prima dată când țări sau state membre care sunt contribuitoare nete la bugetul european global, dar care au și un nivel de subvenții ridicat, pe lângă faptul că gradul lor de contribuție la bugetul european nu s-a redus, prin reforma politicii agricole comune, ele vor avea subvenții pentru agricultură reduse de la un an la altul. Deci sunt agricultori în multe state membre care vor pierde bani în anii următori, în timp ce alte state membre vor câștiga la nivelul subvenției. Deci aici cred că este important, dincolo de gradul de convergență pe care am putut să-l obținem prin reformă, faptul că am impus un trend, am schimbat abordarea lucrurilor. Când până acum subvențiile creșteau cât un pic proporțional la toată lumea, dar decalajul rămânea, ei, de data aceasta nu mai cresc subvențiile la toți, cresc doar la unii și scad la alții. Dar dincolo de asta, cred că e important să ne uităm nu doar la plățile directe, ci la alocarea bugetară din politica agricolă comună globală. Deci, pentru România, haide să luăm în calcul plățile directe plus dezvoltarea rurală și să vedem care ar fi media alocării bugetare, să spunem, pe hectarul de teren agricol din România comparativ cu alte state membre. Pentru că dacă luăm și dezvoltarea rurală, decalajul nu mai e atât de mare, pentru că state membre cu nivel de plăți directe mai ridicat au și alocări pe dezvoltare rurală mai scăzut. Dar pentru că mă întrebați de competitivitate, competitivitatea în România, în agricultura din România, nu va ține doar de nivelul plăților directe. România are o marjă de a crește competitivitatea prin creșterea productivității, printr-o utilizare mai eficientă a tehnologiilor moderne, a mecanizării și mai ales prin creșterea valorii adăugate a produselor care sunt comercializate pe piață. Pentru că un fermier dintr-o țară cu agricultură deja modernă, de foarte multe ori sau nu comercializează singur, ci comercializează în comun și atunci prețul pe care îl obține de pe piață e mai mare, sau același fermier care produce materie primă e membru într-o cooperativă care face procesare de carne, de lapte, de legume, fructe și câștigul final este mai mare pentru că câștigă nu doar din producția materiei prime, ci și dintr-o procesare cel puțin primară. Deci valoarea adăugată a produsului pe care îl comercializează este mai mare. Care ar fi sfatul pe care îl dați unui fermier sau unui român care vrea să devină fermier, are acces la capital și vrea să devină fermier în zona de agricultură, în zona de zootehnie sau în zona industriei alimentare? În ce ați investit dumneavoastră, de exemplu? N-aș spune în ce domeniu aș investi, pentru că aici e la alegerea fiecăruia. Există potențial oportunități de piață, aș spune, în toate domeniile din sectorul agricol agroalimentar. Important este să identifici un proiect sau o parte de piață unde chiar poți să fii competitiv cu ideea pe care o ai. Dar indiferent de ideea pe care o ai, mi se pare două lucruri inconturnabile. În primul rând, să nu fugă de asociere, lucrând individual, doar dacă nu ai o dimensiune a fermei care trece mult de medie, dacă lucrezi individual, clar, din start, vei fi mai puțin competitiv decât alții care lucrează în grup. Deci aici cred că trebuie să găsiți soluții pentru a reduce această reticență vis-a-vis de modul de asociere, inclusiv prin politica fiscală, pentru că dacă taxezi de două ori agricultorul și la producția lui individuală și atunci când își vinde producția prin intermediul cooperativei sau grupului de producători, e normal că nu-l inciți. Deci e primul element asocierea și stimularea
formelor asociative și, în al doilea rând, a investi nu doar în producția materie primă, ci într-un produs cu o valoare adăugată cât mai ridicată atunci când iese din fermă. Dacă e posibil, chiar cu o procesare primară, pentru că acolo se câștigă valoarea adăugată, nu atât la producția primară, ci mai ales la procesare. Și să facă în așa fel încât să fie cât mai aproape de capătul lanțului alimentar, deci cât mai aproape de consumator prin produsul pe care îl livrează pe piață. Mă întoarce la imaginea României. Ați văzut, ați fost membru în Colegiul Comisarilor timp de 5 ani. Care sunt șansele ca un dosar greu pentru România, așa numai MCV-ul, problemă grea, să fie ridicată? Șansele acestea nu depind, nu mai depind acum atât de imaginea României la Bruxelles, sau mă rog, Comisia Europeană este convinsă deja că România îndeplinește toate criteriile pentru ca MCV-ul, criteriile așa cum au fost ele definite inițial, pentru ca România să nu mai aibă această monitorizare. Însă vedeți, când vorbim de justiție și de stat de drept, nu e vorba doar de instituțiile care lucrează direct în justiție și care își fac treaba foarte bine și acest lucru este recunoscut de rapoartele Comisiei Europene deja de ceva vreme, dar este un complex de factori și e vorba și de alte instituții, inclusiv de abordarea din partea clasei politice vis-a-vis de actul de justiție și de problematica statului de drept. Și aici, după cum se vede, România trebuie să convingă toate statele membre că practic toate instituțiile care vizează aplicarea principiilor statului de drept și a principiilor unei justiții independente funcționează. Dar vedem cum actuala clasă politică, actualul Parlament, care e reprezentantul clasei politice, continuă să sfideze, practic, recomandările Comisiei Europene din rapoartele MCV, în continuare îi protejează pe cei pe care DNA sau pachetul general vrea să-i urmărească penal. Avem câteva cazuri doar anul acesta. Vedeți o posibilitate reală ca actuală clasă, actuala clasă politică din România să-și schimbe abordarea? Eu cred că, în mod pragmatic, e important și pentru clasa politică din România ca România să poată funcționa în Uniunea Europeană cu motoarele turate la maxim. Să nu există frâne nici de abordare, nici de credibilitate pe niciun domeniu. Și cred eu că pe termen mediu toată lumea ar avea de câștigat, inclusiv eficiența acțiunii clasei politice în reformele de care România are nevoie ca să-și crească performanța, inclusiv cea economică. Și cred eu că acum există toate elementele pe masă, atât tehnic cât și politic, pentru ca toate statele membre să fie convinse că acest mecanism de monitorizare poate să fie eliminat. Așa cu modul în care se comportă acum Parlamentul din România, sigur, e o șansă reală? Sunt, da, pentru că sunt și exemple pozitive. Când Parlamentul a fost în măsură să ia decizii care să nu îngrădească acțiunea. Mai degrabă selectiv și au fost excepții. Da, dar există. Există, deci asta arată că chiar și politic Parlamentul poate să-și asume aceste decizii și eu aș privi mai degrabă aceste exemple pozitive care ar putea să devină regula sau norma în viitor. O altă țară cu probleme în ceea ce privește abordarea față de statul de drept este Ungaria, unde am văzut în ultimii ani și mai cu seamă în ultimul an o seamă de derapaje care au fost sancționate și de Statele Unite și de anumiți politicieni de la Bruxelles, Parlamentul European, au fost sancționate în public, dar din partea Comisiei am văzut mai degrabă o atitudine pasivă. Din potrivă, Comisia a fost prima care a luat atitudine la ceea ce s-a întâmplat în Ungaria, dacă țineți bine, încă de acum un an și jumătate. Și au fost chiar notificări formale ale Comisiei pentru a solicita Ungariei modificarea, adaptarea anumitor legi și legate de numirea anumitor magistrați sau anumitor responsabili din domeniul bancar. Deci Comisia a luat atitudine foarte fermă și tocmai pornind și de la această experiență, în momentul de față, Comisia Europeană are clar atribuții mult mai ferme și o așteptare mult mai fermă și din partea Consiliului European și a Parlamentului European vis-a-vis de, nu doar de funcționarea justiției, ci de respectarea principiilor statului de drept. Vedeți că se vorbește din ce în ce mai mult nu doar de funcționarea justiției, ci de
principiile libertăților cetățeanului și a funcționării statului de drept. Practic, de drept. De la Copenhaga, la atâția ani de la aderare, și pentru Ungaria și pentru România. Discuțiile privind un eventual procuror european care să poată să ridice formal aceste probleme, care sunt foarte avansate și foarte serioase, merg tocmai în această direcție și pornesc tocmai de la ceea ce s-a întâmplat în acești ani, inclusiv cu Ungaria, dar nu numai. Deci, cu siguranță, viitoarea Comisie Europeană sau Comisia Europeană care își va începe activitatea de la 1 noiembrie, va acorda o atenție chiar mai mare pe modul cum toate statele membre, nu doar unele, respectă principiile statului de drept. Și aici România ar putea să învețe și din experiența pozitivă pe care a acumulată în aceste reforme pe care le-a făcut în acești ani și din perioadele dificile prin care a trecut, când cu siguranță a tras anumite învățăminte. De acest punct de vedere, sunt lucruri care de data aceasta în România funcționează. Bine, vedem instituții care își fac treaba foarte bine, atât timp cât simularul nostru din instituții nici măcar nu există în alte state membre. Ați vorbit de noua Comisie Europeană. România are un nou reprezentant, pe doamna Corina Crețu. Ați vorbit, ați discutat cu dumneavoastră, ați predat o parte din know-how-ul dumneavoastră adunat în ăștia 5 ani cât ați fost comisar? Da, am avut deja câteva discuții telefonice cu dumneavoastră și o să mai am, cu siguranță, discuții, întâlniri cu dânsa. Oricum, dânsa știe că sunt deschis, i-am spus de la început, sunt deschis oricând are nevoie să avem și discuții mai aplicate. Pe de altă parte, sigur, eu pot să împărtășesc din experiența mea în Comisia Europeană. Doamna Corina Crețu nu este un novice total în privința problematicii europene, pentru că are o experiență în Parlamentul European de câțiva ani și a avut inclusiv contacte cu Comisia Europeană. Cât de complicat e mandatul dumneavoastră într-o perioadă în care Europa, nu doar Comisia Europeană, întreaga construcție europeană e supusă unor presiuni centrifuge din ce în ce mai mari, unor presiuni din partea valului naționalist și așa mai departe. Cât de complicat e mandatul doamnei Corina Crețu în Comisia Juncker? Va fi un mandat complex pentru că dânsa are în administrare un instrument important pentru a da consistență ideii de Europa și de Uniunea Europeană, pentru că dezvoltarea regională gestionează o mare parte din fondurile europene acordate statelor membre. Dânsa va avea rolul de a asigura implementarea reformei privind utilizarea fondurilor structurale, unde nu se va merge doar pe acordarea fondurilor structurale spre țările mai puțin dezvoltate din Uniunea Europeană, ci de a folosi fondurile structurale ca și pârghie pentru relansarea economică și pentru stimularea creșterii economice și a creierii de locuri de muncă. Deci va avea, practic, contact cu toate regiunile din Uniunea Europeană. Există noi instrumente, cum spuneam, pentru a eficientiza utilizarea fondurilor europene și, mai mult decât atât, fondurile europene vor fi folosite ca o condiționalitate în respectarea anumitor angajamente de reformă pe care statele membre le iau în adoptarea tuturor deciziilor care se iau în cadrul semestrului european, unde statele membre trebuie să angajeze la anumite reforme structurale, iar dacă nu aplică acele reforme sau nu-și respectă angajamentele, Comisia Europeană poate să folosească inclusiv pârghia blocării sau reducerii alocărilor fondurilor structurale. Deci, din acest punct de vedere, poziția NEI va fi importantă, pentru că nu numai prin modul cum se va implementa reforma fondurilor structurale, a politicii regionale, de coeziune, se va putea relansa economia și crearea de locuri de muncă, dar vor fi și decizii politice pe care Comisia le va lua privind modul de folosire a fondurilor structurale ca și pârghie pentru a determina statele membre să aplice anumite reforme. Și cum vedeți capabilă pe Corina Crețu, cu experiența pe care o are, cu know-how pe care îl are, să facă față acestor sarcini? Vă spuneam, însă are pe de-o parte o experiență în Parlamentul European care a permis să cunoască politicile europene. Dar pe nu la nivel guvernamental. Pe de altă parte, sigur, nu la nivel guvernamental, dar orice lucru se poate învăța atunci când depui eforturi. Și eu am învățat foarte multe lucruri, chiar dacă veneam din domeniul când am fost numit comisar. Nu pot să nu
Vă întreb despre acel episod tulbure legat de Juncker, Traian Băsescu, cel dezvăluit de Robert Turcescu pe blogul său și într-o emisiune. Ce s-a petrecut acolo? Ce a fost? Da, nu știu dacă își mai au sensul astfel de discuții sau de rememorări. Mi s-a reproșat, v-a reproșat. Decizia a fost luată. Președintele Băsescu, președintele Juncker v-au reproșat ceva din comportamentul dumneavoastră politic legat de cele două grupuri, mari grupuri politice? Nu cred că se pune problema să-mi fi reproșat ceva, pentru că eu mi-am asumat un anumit grad de independență politică în sensul că am decis să nu mă înscriu într-un partid politic pentru a avea o funcție sau alta. În schimb, am fost asumat de grupul PPE, care m-a sprijinit foarte mult pe durata mandatului. Am avut în același timp o relație bună și cu alte grupuri politice, inclusiv cu grupul socialist cu care am lucrat foarte de aproape în reforma politicii agricole comune. Deci, nu se pune problema să-mi fi reproșat ceva. Președintele Juncker probabil că a pus un accent mai mare în constituirea comisiei și pe reprezentativitatea politică sau apartenența politică. Nu știu, n-am avut ocazia să discut cu președintele Juncker de când s-a luat această decizie a numirii comisarilor, dar nici nu mai are importanță acest lucru, pentru că președintele Comisiei Europene are să spun, marja de manevră practic totală în a-și alege candidații sau a accepta sau a refuza candidați pe care statele membre le îi prezintă după criterii pe care le decide singur. Pentru că el este cel care se duce cu această comisie în fața Parlamentului să ceară votul. Deci, din acest punct de vedere, n-am ce să reproșez nimănui. Pe de altă parte, eu am avut un mandat pe care l-am dus la bun sfârșit. Nu exista nicăieri obligația unei continuități. Ar fi fost o posibilitate. Sunt cazuri, de fiecare dată, alte state membre au folosit-o. Acestea au fost deciziile, eu le respect și, cum să spun, sunt foarte mândru și mulțumit de ceea ce am putut să fac în acest prim mandat și de modul cum am putut să servesc încrederea celor care mi-au acordat. Apropo de ceea ce ați făcut, trecem acum la un capitol important din activitatea noastră în ultimul an, să spunem, sau în ultimii doi ani, și anume acordul transatlantic, care se negociază în momentul acesta între UE și Statele Unite ale Americii. Ce spun că e un lucru important, pentru că vedem o presiune mare a opiniei publice pe domeniul industriei agroalimentare. Există temerea aceasta majoră exprimată de multe ONG-uri, de o parte a societății civile din Europa, ca în urma acestor negocieri, în urma semnării acestui tratat, standardele alimentare care există în acest moment în Uniunea Europeană să nu fie coborâte, astfel încât să satisfacă o potențială cerere din partea Statelor Unite ale Americii. Este acest sector agroalimentar cel mai dur punct de negociere cu Statele Unite? Nu știu dacă este cel mai dur, pentru că sunt și alte domenii care vor fi dificil de negociat. Cel al accesului la piețele publice, să zicem, în Statele Unite sau la achiziții. La achiziții publice, unde Statele Unite este foarte protecționistă, să spun așa, sau foarte limitativă. Mai sunt și discuțiile privind protecția investițiilor, dar cu siguranță sectorul agricol și negocierile pe partea agroalimentară este important și pentru că vorbim și de două abordări diferite în unele aspecte, dincolo de normele internaționale, unde există două modele agroalimentare cu anumite nuanțe sau cu anumite diferențe. Și e foarte clar atașamentul opiniei publice europene la acest model alimentar european, care e bazat pe calitate și pe standarde sanitare foarte înalte și chiar pe anumite principii care câteodată merg dincolo de standarde sau de ceea ce științific poate să fie demonstrat sau nu, dar în rândul consumatorilor opiniei publice există o percepție sau există așteptări foarte precise de care un om politic nu are cum să nu țină cont în astfel de negocieri.
De aceea, Comisia Europeană actuală, cel puțin în ceea ce am negociat până acum, am fost foarte clar că nu avem intenția să negociem aceste standarde de calitate și de siguranță alimentară în jos, reducându-le. Eventual în sus, dacă va fi cazul, dar în niciun caz în jos. Ele, aceste concluzii de care spuneți dumneavoastră că Comisia nu va accepta o reducere a standardelor, au fost totuși destul de slab comunicate, pentru că există comunicate către public, există senzația asta în rândul opiniei publice că s-a întreținut un anumit grad de secretizare, că nu au fost transparente, Comisia nu a comunicat suficient. Care ar fi câteva din aceste standarde de la care Comisia Europeană nu se va abate? Pe organisme modificate genetic? Comisia a comunicat, dar nu suficient să comunice Comisia, pentru că atunci când vorbim de Uniunea Europeană, nu înseamnă Uniunea Europeană, nu înseamnă doar Comisia Europeană. Și guvernele naționale sunt tot Uniunea Europeană. Și Parlamentul e tot Uniunea Europeană. Și ceea ce negociază Comisia se bazează pe un mandat de negociere acordat de Consiliul Uniunii Europene și de, deci de ministrii comerțului din Uniunea Europeană și de Parlamentul European. Deci cred că e o responsabilitate de a comunica asupra acestor negocieri sau mandatului de negociere și din partea politicienilor din guvernele naționale și a Parlamentului European, nu doar din partea Comisiei Europene. Am văzut mai degrabă câteva guverne care arătau mai degrabă cu degetul către Comisia Europeană. Nici de cum să ia apărarea Comisiei Europene sau să sară în sprijin. Tocmai de asta spun, nu e vorba de a lua apărarea doar a Comisiei Europene, pentru că Comisia ne negociază în baza unui mandat. Și Comisia a fost foarte clară, cel puțin din acest punct de vedere, că nu intenționăm să negociem, de exemplu, accesul cărnii de vită sau cărnii în general produse cu hormoni sau, eu știu, utilizare de ractopamină sau să slăbim normele pe care le avem legate de organismele modificate genetic. Sunt câteva principii care au fost foarte clare, spuse și de președintele Comisiei Europene și de comisarul Borg, care se ocupă de siguranța alimentară și care are, sigur, responsabilitatea susținerea acestor puncte de vedere. Deci lucrul a fost clar. Având în vedere aceste poziții, care sunt inflexibile, să le spunem eu, ale Comisiei, de asemenea, cunoscând partea, poziția părții americane, când credeți, realist vorbind, că se va termina negocierea dintre Bruxelles și Washington? Depinde de care va fi voința politică de a avansa în aceste negocieri și a le finaliza și de partea Comisiei Europene, care sigur în ultimele luni a putut negocia mai puțin pentru că era o comisie la sfârșit de mandat. Noua comisie urmează să vină acum cu forțe proaspete, cu 5 ani în față. Comisarul însărcinat cu comerțul, Cecilia Malmström, este fost comisar, deci fost membru al colegiului care era deja la curent cu modul cum au avansat lucrurile până acum, deci în mod normal ar putea redemara lucrurile destul de rapid. În Statele Unite au fost la fel o perioadă electorală cu anumite alegeri parțiale în Congres, din câte știm, deci acolo au fost motoarele mai puțin turate. Cred eu că în următorul an, să zicem an și jumătate, se va juca posibilitatea finalizării rapide acestui. Și dacă nu se finalizează într-un an și jumătate, e... Nu, e imposibil, dar probabil că va fi mai dificil pentru că se ajunge la o perioadă electorală în Statele Unite. După ce trec alegerile prezidențiale în Statele Unite, se apropie Uniunea Europeană de alegeri și cred că în astfel de abordări de negocieri, când cei doi parteneri se cunosc relativ bine în mod reciproc, în mod normal și fiecare știe poziția celorlalți de negociere. Dacă se trece la discuții consistente și serioase, eu cred că se pot găsi soluții de compromis pentru a putea progresa, inclusiv în aceste domenii sensibile. Pentru că sunt domenii sensibile și de o parte și de alta. Și o ultimă întrebare legată de cariera dumneavoastră, de viitorul dumneavoastră. Mai aveți o săptămână, după care veți fi pe cont propriu. Luați în calcul intrarea în politica internă sau mai degrabă o carieră într-o organizație internațională? Nu mi-am pus problema și nici nu mi s-a pus problema de intrare politică sau de asumare a intrării formale în politică. Sigur că
pe undeva și ce am făcut ca și ministru al agriculturii sau ca și comisar european a fost tot o fel de a face politică în mod foarte pragmatic și concret și chiar aici, și fără apartenență. Dacă va fi chiar și fără apartenență formală politică, cred că importante sunt principiile și rezultatele obținute. O să văd cum evoluează lucrurile. Oricum, pentru imediat, proiectele mele personale se îndreaptă mai degrabă în a-mi folosi competențele acolo unde o să fi solicitat. Am câteva propuneri legate de anumite anumite organizații internaționale care lucrează în acest domeniu. Nu, nu e cazul. Atât timp cât nu se concretizează, nu cred că e cazul să devansez aceste lucruri, dar nici nu știu dacă are foarte multă importanță asta. Are importanță din punctul de vedere al experienței pe care ați acumulat-o și al know-how-ului pe care îl aveți. De e important dacă acest know-how va fi folosit în România, într-o formă sau alta, sau în afara României, într-o instituție internațională. Dacă va fi cazul și va fi nevoie, poate să fie folosit în România și acest lucru pot să-l fac și fără să am neapărat o poziție formală într-o parte sau alta. Nu de asta ține folosirea unor competențe. Și aici, sigur, așa cum a fost cazul și până acum, eu rămân deschis și, așa cum am spus, sper să pot să folosesc și competențele în domeniul profesional în care am activat până acum, dar să-mi folosesc competențele și într-o paletă mai largă de domenii, de politici europene, de politici publice, alte sectoare unde politicile economice comunitare au un rol important și unde am învățat multe lucruri în această perioadă. Sigur că eu rămân deschis.